Probabil fiecare dintre voi a încercat la un moment dat să își stabilească un record. Ei bine, știm cu toții că unii oameni chiar au reușit. Astăzi vă vom prezenta 12 dintre cele mai populare recorduri înregistrate de Guinness World Records, sau Cartea Recordurilor. Cea mai mare gură, cel mai mare nas, cel mai mare câine, cea mai apreciată fotografie de pe Instagram și multe alte recorduri interesante. Dar haideți să le luăm pe rând. Cea mai mare gură din lume. Și nu e vorba despre o femeie. Recordul este deținut de Joaquim Domingos, în vârstă de 20 de ani din Angola. Tânărul are o calitate fizică aparte. Gura acestuia măsoară 17 cm, iar în cavitatea lui bucală încape o doză de suc de 330 ml, culcată, cu lejeritate. Cele mai multe goluri înscrise în cariera unui jucător. Poziția este ocupată de nimeni altul decât de jucătorul brazilian Pele, care a reușit să marcheze nici mai mult, nici mai puțin de 1279 de goluri. Cel mai bun an al său a fost 1959, cu o reușită de 126 de goluri, iar golul cu numărul 1000 a venit dintr-un penalti pe 19 noiembrie 1969, când a jucat al 909-lea meci. După retragerea din fotbal, Pele s-a implicat activ în campaniile UNICEF și a devenit ambasador internațional pentru sport, lucrând pentru a promova pacea și înțelegerea printr-o competiție amicală atletică. Țara cu cea mai rapidă conexiune la internet. În baza unei analize a peste 163 de teste de viteză în bandă la nivel mondial timp de 12 luni, în luna mai a anului 2018, Singapore este desemnată țara cu cea mai rapidă conexiune la internet, în medie de 60,39 MB pe secundă. Aceasta este urmată în clasament de Suedia cu 46 de mega, Danemarca cu 43,99 de mega, iar România clasându-se abia pe locul 5 cu o viteză de doar 38,60 de mega. Cel mai mare kilometraj al unui vehicul. Deținătorul unui Volvo din 1966 a intrat în Cartea Recordurilor după ce a parcurs cu mașina sa peste 4,8 milioane de kilometri. Este ca și cum a înconjurat pământul de 120 de ori. Gordon a cumpărat Volvo-ul roșu P1800 în urmă cu 47 de ani, pe vremea când avea numai 25 de ani, și a condus-o neîncetat de atunci. Acesta susține că a căutat niște caracteristici simple, fiabilitate și rezistență. Pe 27 martie 2002, Gordon a înregistrat recordul pentru cea mai mare distanță înregistrată vreodată de deținătorul unui singur autovehicul, când a atins 3,2 milioane de kilometri parcurși. În numai 11 ani, Gordon a adăugat încă 1,6 milioane de kilometri la recordul său. Omul merge cu mașina zilnic și face în jur de 160.000 de kilometri anual, ce se datorează în mare parte participării la numeroase târguri și expoziții auto din America, iar ocazional și din străinătate. Vă întrebați probabil dacă mașina este de vânzare. Ei bine, aflați că nu. Proprietarul a declarat că o va vinde doar cuiva dispus să plătească câte un dolar pentru fiecare milă pe care mașina a parcurs-o. Cel mai lung nas al unei persoane. Nu este Pinocchio. Omul cu cel mai lung nas din lume este un cetățean turc. Mehmed Oziurek, din orașul Artvin, este renumit pentru nasul său de 8,8 cm lungime și deține deja de 10 ani titlul pentru omul cu cel mai lung nas. Cel mai scund cățel. Aceasta este Millie, sau Miracle Millie, conform certificatului ei de pedigree. Millie este un pui de chihuahua ce aparține unui cuplu de argentinieni stabiliți în Puerto Rico și deține titlul de cel mai mic cățel din lume. Conform cărții recordurilor, la momentul atribuirii recordului, adică pe data de 21 februarie 2013, cățelușa măsura 9,65 de centimetri înălțime și cântărea aproximativ 560 de grame. Pe data de 1 decembrie 2011, când micuța Millie a fost născută, cântărea doar 28 de grame și încăpea într-o linguriță. Doctorii nu i-au dat prea mari șanse de supraviețuire, însă stăpânii au îngrijit-o cu deosebită atenție, hrănind-o cu pipeta, și iată că micuța Millie, contrar șanselor, a supraviețuit. Constatarea i-a făcut pe stăpâni să ia în calcul înregistrarea dimensiunilor lui Millie în Cartea Recordurilor, având în vedere că deținătorul recordului anterior pentru cel mai mic câine din lume este de aproape două ori mai mare.
Dar acesta nu este singurul record pe care îl deține Millie. Datorită dimensiunii ei anormale, cățelușa a atras atenția întregii lumi, așa că oamenii de știință de la Som Biotech din Seul au clonat-o pe Millie, sperând că astfel vor afla secretul din spatele codului ei genetic. În prezent există 49 de clone, așa că Millie a primit de la Cartea Recordurilor și certificatul pentru cel mai clonat câine din lume. Cel mai mare câine din lume. Dacă vorbim strict de înălțime, conform Guinness Book, recordul mondial pentru cel mai mare câine din lume i-a aparținut lui Zeus, un frumos exemplar din rasa Marele Danez ce a trăit în Statele Unite. Acesta măsura 1,118 metri înălțime, cântărea 70,30 de kg și mânca aproximativ 13,6 kg de mâncare la fiecare 2 săptămâni. În ciuda înălțimii sale, Zeus avea o personalitate foarte relaxată, se înțelegea bine cu orice om sau animal și era foarte blând, fiind și câine de terapie certificat. Din păcate, Zeus a murit în septembrie 2014 la vârsta de 5 ani, așa că deținătorul curent al recordului pentru cel mai înalt câine din lume în viață este un alt mare danez pe numele său Freddy, care trăiește în Marea Britanie. În 2016, când a fost măsurat pentru Cartea Recordurilor, acesta avea o înălțime de 1,16 metri. Contul de Instagram care a ajuns cel mai rapid la 1 milion de urmăritori. Îndrăgita actriță Jennifer Aniston a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanței de a ajunge la 1 milion de urmăritori în doar 5 ore și 16 minute de când și-a făcut contul pe rețeaua de socializare Instagram. Prima ei fotografie postată a fost un selfie cu colegii din platoul de filmare al serialului Friends și era însoțită de titlul "Și acum suntem prieteni și pe Instagram. Bună Instagram!" Cea mai scumpă pereche de tenis vândută vreodată la licitație. În mai 2020, o pereche de pantofi Nike Air Jordan 1, semnați și purtați de jucătorul NBA Michael Jordan în 1985, s-au vândut cu prețul de 560.000 de dolari, doborând recordul pentru cea mai scumpă pereche de tenis vândută vreodată la o licitație. Recordul anterior era deținut de o pereche de pantofi Nike Moon fabricată în 1972, ce s-a vândut pentru 437.000 de dolari. Ambele perechi de Adidas au fost vândute de către aceeași persoană care deține și recordul pentru cea mai mare colecție de Adidas, însumând 2388 de perechi. Inelul cu cele mai multe diamante. Domnilor, luați aminte și documentați-vă! Un inel cu 7777 de diamante, în valoare de aproximativ 4,9 milioane de dolari, a stabilit recordul pentru inelul cu cele mai numeroase diamante. O echipă formată din 12 bijutieri din Mumbai, India, au lucrat timp de 18 luni la confecționarea bijuteriei uimitoare, a cărei formă a fost inspirată de templul Lotus din Delhi, India. Cele mai multe persoane îmbrăcate în rochii de mireasă. Am putea spune, păzea că vin miresele. Mai exact, 1347 de femei îmbrăcate în alb care au înregistrat un nou record. Fetele cu vârste cuprinse între 18 și 92 de ani, căsătorite, în curs de sau chiar și divorțate, au stabilit recordul în cadrul unui eveniment organizat de un magazin cu rochii de mireasă din Spania. Teresa Berna, o participantă de 92 de ani, a declarat că a fost foarte încântată să îmbrace rochia de mireasă albă, deoarece atunci când s-a căsătorit ea în anul 1951, nu avea bani și a trebuit să se căsătorească purtând negru. Fotografia cu cele mai multe aprecieri de pe Instagram. Fotografia lui Kylie Jenner a fost detronată de, ei bine, un ou. O știe toată lumea, inclusiv Cartea Recordurilor. Oul de găină a ieșit victorios într-un efort viral de a depăși recordul lui Kylie, în care apărea fetița acesteia și care strânsese 18 milioane de aprecieri. Imaginea cu oul a fost încărcată din contul World Record Egg într-o vineri, pe 4 ianuarie 2019, postată cu titlul "Hai să stabilim un record mondial împreună și să obținem cele mai multe aprecieri de pe Instagram". 10 zile mai târziu, fotografia oului a ajuns la 30,5 milioane de like-uri. Răspunsul vedetei TV nu s-a lăsat însă așteptat. Aceasta a postat pe contul ei un video mai vechi în care încerca să prăjească un ou pe asfalt. Dragi gândăcei, sperăm că v-a plăcut clipul nostru de astăzi, iar întrebarea săptămânii este: vouă ce record v-ar plăcea să doborâți și de ce?
Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii, iar eu voi alege unul și îl voi menționa în următorul clip. Săptămâna trecută, Dana vă întreba în clipul despre răspândirea virusului SARS-CoV-2, care a fost cea mai nașpa fază cu oameni fără mască. Răspunsul ales de noi este cel al lui Daniel Nicolae Stângescu, adică acesta. Până data viitoare, nu uitați să dați un like și un share pentru că ne ajută foarte mult și dacă nu sunteți abonați, vă invităm să o faceți și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postăm. Eu sunt Ana, iar noi ne auzim data viitoare!